Primarul Ionel Ciunt prevede atragerea de fonduri europene pentru reabilitarea termică și infrastructura școlară. În proiectul de buget pentru anul acesta, Primăria Zalău prevede sume substanțiale pentru proiecte de reabilitare termică a 19 blocuri din Zalău. Referitor la proiectele pe fonduri europene, cred că e deprisos să mai fac precizarea că pentru municipiul Zalău, ca de altfel pentru toate comunitățile, fondurile europene pot fi o sursă și sunt o sursă importantă pentru dezvoltare. Avem depuse în acest sens pentru finanțare la axa 3, măsura 3.1, care înseamnă eficiență energetică, proiecte pentru 19 blocuri în valoare totală de 16,9 milioane RON. Tot la eficiență energetică mai avem solicitări pentru încă 5 blocuri. Vom lucra și pentru solicitările respective și dacă vor mai veni și altele. Așteptăm însă apariția unui ghid nou pe această zonă și din câte știm este într-o formă aproape finală, un nou ghid care va fi mai permisiv decât cel existent. O preocupare specială a primarului Ionel Ciunt este reabilitarea bulevardului Mihai Viteazu, de care a promis și în campania electorală că se va ocupa. Tot pe bani europeni vrem să modernizăm bulevardul Mihai Viteazu. Sigur, la o măsură care înseamnă dezvoltare urbană durabilă. Aici Zalău are o sumă alocată de 21,7 milioane euro. Noi ne concentrăm și lucrăm și anul trecut de când am venit la primărie și în această iarnă pe documentația aferentă acestui proiect pentru bulevardul Mihai Viteazu. Ne-am luat însă și o măsură de rezervă, ceea ce lucrăm ca documentație pentru strada 22 decembrie, strada Cloșca și reabilitarea Centrului Civic și Istoric al municipiului Zalău, am gândit că aceste proiecte să poată fi proiecte de rezervă în situația în care am avea o problemă vis-a-vis de bulevardul Mihai Viteazu. Aici încă nu există ghid, ne încurcă acest lucru, dar lucrăm pe ceea ce știm că s-a întâmplat pe proiecte asemănătoare privind dezvoltarea urbană durabilă. Sigur, probabil că o să apară într-o perioadă imediat următoare și ghidul pentru această măsură, cel puțin din discuția pe care am avut-o cu cei care conduc ADR-ul Nord-Vest săptămâna trecută. Nu este uitată nici infrastructura școlară. În pregătire avem proiecte pentru 5 unități de învățământ, Liceul Avram Iancu, Ioan Sima, Gheorghe Șincai, Liceul Ortodox și Liceul Reformat. Valoarea totală a acestor proiecte pe unitățile de învățământ pe care le-am enumerat este de 37,4 milioane RON, deci din această sumă 98% vor fi bani europeni. Sesiunea pentru depunerea acestor proiecte se deschide în 28 februarie, iar termenul de depunere a proiectelor este de 6 luni. Dorința noastră este să depunem cât mai repede aceste proiecte și sigur vom reuși pentru că suntem într-o fază destul de avansată legat de proiectele de care vorbeam. Am pus în structura bugetului și la capitolul investiții infrastructură, la lucruri sau proiecte care se referă la infrastructura educațională, unde municipiul Zalău are alocat o sumă de 1,2 milioane euro și aici o să intrăm cu proiecte Creșa Voinicel, reabilitarea grădiniței 5 și 12, iar dintre școlile gimnaziale, pentru că e o condiție aici pe infrastructură educațională, doar pe școli gimnaziale putem să facem proiecte. Școala Generală Simeon Bărnuțiu, Școala Generală Iuliu Maniu, Corneliu Coposu și Coșbuc. Nici aici, din păcate, nu avem ghiduri. Noi lucrăm, așa cum am făcut precizarea și la bulevard, pe ghiduri care au fost asemănătoare, să zicem, ca măsură și încercăm să
până apar ghidurile și pe aceste măsuri, să adunăm ceea ce putem aduna ca documentație pe care să o putem valorifica, desigur, și după apariția noului ghid.